Viteze. Cât aș fi eu fan de Hillsong, tot un imn mă înalță la cer. Dumnezeu să te binecuvinteze, soara Otilia. Ce vă pot spune, frații mei, decât că mă bucur să vă văd și nu pot spune decât că v-au crescut copiii și s-au făcut frumoși foc. Dumnezeu să-i binecuvinteze. Vreau să vă mulțumesc frumos că v-ați rugat pentru nevasta mea, pentru Corina. Vreau să mulțumesc îndeosebi grupului de rugăciune care știu că s-a rugat foarte mult și îndeosebi lui Beni Ureche. Dar unde e Beni Ureche? Că nu-i văd zâmbetul frumos. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Fratele păstor m-au sunat și câțiva slujitori din biserică m-au asigurat de sprijinul bisericii Râul Sfânt. Corina noastră a trecut printr-o experiență și încă trece un pic cam neplăcută, dar credem că Domnul Dumnezeu se va atinge de ea. Credem că fiecare încercare, fiecare boală, este de la Dumnezeu pentru sfințirea noastră. Noi nu trebuie să uităm că dacă vrem să ajungem în cerul lui Dumnezeu, trebuie să fim curați. Iar acest proces de curățare înseamnă foc, înseamnă durere, înseamnă lacrimi, ca să putem ajunge acasă în cerul lui Dumnezeu sfinți și curați. Dumnezeu să ne ajute pe toți. M-a mișcat foarte mult ce a spus fratele nostru Leo. Cu toate că nu aveam planificat să vorbesc despre ce a vorbit Leo, cuvântul pe care l-a spus despre tânăra generație este foarte important. Mie îmi cresc copiii. Am un băiețel de 11 ani și gemenii de 10 ani. Ieri erau bebeluși, astăzi sunt dita mai copiii. Avem nevoie, cum spunea Leo, ca Dumnezeu să binecuvinteze generația noastră să iasă slujitori. Iar eu unul mă consider un promotor al generației tinere. Îs unul care aș vrea să facem cumva să ca generațiile să se schimbe între ele, fiind totuși un echilibru. Să nu cădem într-o extremă sau alta. Nici prea progresivă, nu? Și nici foarte, foarte legalistă. Ambele extreme fiind dăunătoare creștinismului. Mă rog ca Domnul Dumnezeu să dea înțelepciune bisericii și fraților. Aș vrea să vă citesc câteva gânduri ale Apostolului Pavel, care se găsesc la 2 Corinteni, capitolul 4, de la versetul 5 până la versetul 15. O să vă citesc 10 versete, pentru că am văzut de curând o imagine la fratele Silviu Cornea, cu toții știți pe fratele Silviu Cornea, era acolo un soț cu un borcan în mână și soția îi spunea, deschide-te rog borcanul ăsta. Se chinuia bărbatul nostru acolo și așa, într-un acces de ăsta de putere, spune, pototul în Hristos care mă întărește, și vrea să deschidă borcanul, la care nevastă sa deschide Ioane borcanul, lasă, nu mai învârti Scriptura. Nu-mi plac versetele scoase din context. Din cauza asta vă sfătuiesc, citiți tot textul. Înainte să vă apucați să faceți nu știu ce declarații sau să nu știu ce învățături să dați, citiți tot textul. Încetați și haideți să încetăm cu toții să mai scoatem versetele din contextele lor originale, actuale. Apostolul Pavel. Căci noi nu ne propovăduim pe noi înșine, ci pe Domnul Hristos Iisus. Noi suntem robii voștri pentru Hristos, căci Dumnezeu care a zis să lumineze lumina din întuneric, ne-a luminat inimile pentru ca să facem să strălucească lumina cunoștinței slavei lui Dumnezeu pe fața lui Iisus Hristos. Comoara aceasta o purtăm în niște vase de lut pentru ca această putere nemaipomenită să fie de la Dumnezeu și nu de la noi. Suntem încolțiți în toate chipurile, dar nu la strâmtorare, în grea cumpănă, dar nu deznădăjduiți, prigoniți, dar nu părăsiți, trântiți jos, dar nu omorâți. Purtăm întotdeauna cu noi, în trupul nostru, omorârea Domnului Iisus,
pentru că și viața lui Iisus să se arate în trupul nostru. Căci noi, cei vii, totdeauna suntem dați la moarte din pricina lui Iisus, pentru ca și viața lui Iisus să se arate în trupul nostru muritor. Astfel că în noi lucrează moartea, iar în voi viața. Însă, fiindcă avem același duh de credință, potrivit cu ceea ce este scris, am crezut, de aceea am vorbit. Și noi credem și de aceea vorbim. Și știm că Cel ce a înviat pe Domnul Iisus ne va învia și pe noi împreună cu Iisus și ne va face să ne înfățișăm împreună cu voi. Căci toate aceste lucruri se petrec în folosul vostru, pentru ca harul mare, căpătat prin mulți, să facă să sporească mulțumirile spre slava lui Dumnezeu. Amin. Ce legătură are textul ăsta cu generația tânără? Are, dragilor, pentru că bătrân sau tânăr, greutatea slujbei, cum spune aici Pavel, este aceeași pentru fiecare. Nu contează că ai 40 de ani sau că ai 15 ani. Trebuie să te supui acelui standard. Nu există cale de, nu știu, un ocoliș al Scripturii doar pentru că ești tânăr și ai o altă mentalitate. Îmi aduc aminte că când eram puștănel, pe la 16 ani, am fost puși să dăm primul îndemn la noi în biserică. Și aveam și noi o freză, erau țepia, bine acum, dar aveam și noi, am avut și eu odată păr, și aveam țepia aceea, dacă vă aduceți aminte, erau așa țepi. Și la sfârșitul îndemnului, după adunare, nu am să uit niciodată, vine sora Ana, o soră dragă care a trecut la Domnul, și îmi pune așa mâna ca și spune, Domnul să te binecuvinteze, mamă. Ba, și dădusem bani pe gel, că până atunci folosisem apă cu zahăr, dacă mai știți bătrâni. Ba, așa supărat, am plecat acasă. A fost extraordinar seara aia. Și lângă mine, următoarea țintă a fost Tony Berbece. A fost și el tot așa. El încă a rămas cu freza aia de copil. M-am dus și m-am necăjit acolo la părinți și le-am spus, uite ce mi-a făcut sora Ana. Na. Și ce să-mi zică mama? Ca, nu, să ia apărarea puiului. Bine ți-a făcut, mamă. Pentru că trebuie să asculți de bătrânii tăi. S-a auzit acest mic incident, pentru că am fost un pic mai guraliv eu de mic, și am spus și unui prezbiter de acolo din biserică, era diacon atunci, fratele Tomiță, frate Tomiță, da, chiar așa, lasă, tată, că un pic așa de smerenie nu strică. Vedeți dumneavoastră, slujba Evangheliei, de a vesti Evanghelia, de a face parte din corpul lui Hristos, este aceeași pentru fiecare generație. Noi nu o schimbăm, noi nu tăiem din ele. Noi nu vom putea, în primul rând, să ajungem în cerul lui Dumnezeu dacă vom tăia din lucrurile astea care sunt importante, nu? Ca smerenia, ca ascultarea. Dragii mei, trăim niște vremuri în care lucrurile astea pierd. Iar noi, ca părinți, trebuie să fim atenți ce lăsăm copiilor noștri. Pentru că dacă noi vom continua să ne protejăm puiuții noștri și să nu învățăm calea ascultării și a umilinței și a respectului, vom avea parte să avem copii care, în loc de slujitori, știți ce vor face, nu? Îi știți pe oamenii aceia care se supără ei că nu sunt ascultați în biserică și rup bisericile? Așa vor deveni și copiii noștri. Învățați-vă copiii să-și respecte slujba de creștin, în primul rând. Învățați noua generație care se ridică înaintea ochilor noștri că trebuie să aibă o responsabilitate în a-și asculta bătrânii, comitetul, frații. Nici eu n-am fost de acord cu câteva din deciziile comitetului nostru, dar după un moment de gândire vă spun sincer că am spus, prefer să-l ascult pe fratele păstor, pe fratele Nicu, pe Andrei. Prefer să-i ascult și să tac. Pentru că ăsta e rolul nostru al slujitorilor, să respectăm această ordine lăsată de Dumnezeu. Pentru că Dumnezeul nostru
nu lucrează într-un haos. Așa că dacă vrem ca noua generație care se ridică să fie o generație care vor fi predicatori, care vor fi cântăreți, care vor fi oameni ai rugăciunii, oameni care să facă Dumnezeu minuni prin ele, noi trebuie să învățăm respectul. Noi trebuie să învățăm să se zmerească, să se umilească în fața bătrânilor, să tacă și să asculte. Iar noi, părinții, să nu mai fim așa de repede ofensați, ci și noi să învățăm să ne supunem, dragii mei. Pentru că Hristos va lucra în ei niște talente nebănuite de frumoase, niște diamante, care odată ajunse la o vârstă a maturității vor străluci, pentru că ele sunt lăsate de Dumnezeu. Credeți-mă că sunt pentru noua generație. Chiar de multe ori am spus, de ce ai noștri nu se cântă în biserică măcar două, trei cântări în limba engleză, cu toată biserica, ca și copiii mei care au vorbit și vorbesc numai engleză, să înțeleagă și ei un pic mai bine Evanghelia. Sunt pentru noua generație, dar noua generație trebuie să înțeleagă că fără ascultare, fără respect, nu va ajunge departe. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Îmi pare rău dacă mesajul meu a fost un pic mai înțepător, dar am simțit nevoia să spun lucrul ăsta. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin. Fratele Nicu, îmi faceți să ne rugăm. Haideți, ridicați în picioare, să mai facem o rugăciune și în această rugăciune haideți să aducem înaintea Domnului Dumnezeu tineretul casei Domnului. De la copii, la adolescenți, la tinerii care sunt pe cale să se căsătorească, care să formeze familii și care să fie noi slujitori în biserică. Haideți să ne rugăm pentru ei. Doamne, pune în inima lor, Doamne Dumnezeule, focul Tău cel Sfânt, iar focul lui Dumnezeu să curățească orice răzvrătire, orice încăpățânare, orice lucru care nu este de dorit pentru un creștin. Dacă avem nevoie de ceva, dragilor, pentru noua generație, este acest lucru. Haideți să ne rugăm pentru ei. Amin.